Bună ziua, dragi păpucioși! Eu sunt Valeria și bine ați revenit pe canalul nostru de YouTube! Astăzi vă pregăti salată Cezar cu somon! Hai să trecem la treabă! Presară semințele de susan pe toată suprafața unei farfurii plate, condimentează deasupra cu sare și piper negru, iar la sfârșit mai presară paprika afumată. Ia fileul de somon și treci cu el pe toată suprafața condimentelor și a susanului până se va acoperi complet. Încinge o tigaie la foc mic spre mediu, toarnă în ea ulei de măsline și prăjește fileul de somon pe fiecare parte câte 3-4 minute sau în dependență de mărimea acestuia. Între timp, ocupă-te de sos. Pune într-un bol iaurtul grecesc, răzuiește deasupra usturoiul, parmezanul, scurge puțin suc de lămâie, toarnă ulei de măsline, condimentează cu puțină sare și piper negru și amestecă totul împreună. Apoi ia o baghetă și tai o cubulețe mici. Când peștele este gata, scoate-l din tigaie, dar nu stinge focul. Adaugă în tigaie bucățile de pâine tăiată. Uleiul împreună cu condimente și susan va face pâinea mai aromată și îi va da o culoare frumoasă. Între timp, pune frunzele de salată tăiate cu bulețe într-un bol încăpător. Toarnă deasupra sosul din iaurt și amestecă totul împreună. Asamblează salata. Aranjează frunzele de salată pe un platou mai mare. Pune prin părți câteva felii de roșii cherry. Adaugă crutoanele crocante, răzuiește puțin parmezan, pune peștele tăiat bucăți și servește cu lămâie. Poftă bună! Sper să vă placă această salată delicioasă, rețeta care o puteți găsi pe site-ul nostru oficial valerisfood.md. Și nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, să puneți un like, să comentați și să distribuiți. Mie nu-mi rămâne decât să vă doresc să aveți în continuare o zi cât mai gustoasă și poftă bună! La revedere!